Doamna Ludmila, vă spunem bună ziua. Bună ziua. Și acum, emoții. În suflet, să pezi la ușa ta cu mare drag. A venit la dumneavoastră, cu sincer și frumos, la mulți ani. Evident, vă pun întrebarea, de la cine vine surpriza, nu știu dacă mai are rost. De la copii? De la copii și nepoții. Uitați-vă aceste persoane. Scumpe și deosebite sufletului dumneavoastră, au decis să vă spunem cu data că vă iubesc foarte mult și le mulțumesc că le sunteți alături și au un sfat și vorbă bună atunci când au nevoie. Așa că au simțit-o cu mare drag să o spuie și am spus-o. La mulți ani, mă rog frumos, care vă aparține, evident și torta, pentru cea mai scumpă mamă și bunică. Vă aparține cu mare drag. Ok, da. Evident o să vă lași dumneavoastră. Prin intermediul nostru o să le mulțumiți copiilor să le spuneți. Eu vreau să le mulțumesc din suflet. Nu m-am așteptat la așa ceva. Nu cu ei. Cu ei ce? Trebuie să răzim. Și la nepoți, le mulțumesc tot din suflet și să fie cuminți și ascultători de părinți. Părinții pleacă, dar tot cu bunica rămân. Le mulțumesc la toți din suflet și dumneavoastră că ați făcut încă o dată așa drum. S-au terminat cuvintele. Mai important e la sigur au fost spuse. Venim și noi cu sincer și frumos la mulți ani. Multă sănătate de dumneavoastră, putere. Dacă rămân nepoței pe umile bunicii, atunci are nevoie de putere. Mulți ani și sănătate. Mulțumim frumos!